Bună seara, stimați telespectatori! O prezență inedită pentru emisiunile mele, un domn care n-a mai fost până acum, este și vina mea și vina dumneavoastră, zic, că n-ați fost mai insistent, domnul inginer Costică Neață, directorul general, așa se spune? Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Vrancea. Ați învățat mult să le țineți minte astea pe din afară, mie mi-ar trebui ne un an. Ne obișnuim cu termene și cu... Am și eu, din mai 2005, numit prin ordinea al ministrului, în urma unui concurs ținut la ANFP, Agenția Națională a Funcționarului Public la București. Vreau să vă spun, stimate domnule director executiv, știți că cei din urmă vor fi cei din tâi. Dumneavoastră aveți un sector foarte important pentru țara noastră, pentru județul Vrancea, sectorul agricol, care uite cu multe probleme este... și care cred că în următorii ani și poate și datorită intrării noastre în Europa, dacă se va întâmpla acest lucru, și eu cred că da, sper că o să ajungem acolo unde ne dorim de ani de zile, pentru că vedeți poezia aia care nu ne face cinste, cu munții noștri, aur, poartă, noi cerșim din poartă în poartă, vedeți că se mai aplică pe aici, pe acolo și în ziua de azi. Am spus că nu ne face cinste pentru noi ca popor, poezie este foarte frumoasă, foarte frumos compusă. Dar ce înseamnă asta? Să fim așa o țară bogată și să cerșim din poartă în poartă, nu? E un lucru urât, ce este drept să se întâmple asta. Deci eu zic că în Vrancea putem face multe lucruri frumoase și trebuie să pornim de la un lucru. De la faptul că aceste scaune pe care stăm sunt trecătoare și că atunci când venim într-o instituție, într-o funcție publică, trebuie să ne gândim să lăsăm niște urme, în ghilimele aș putea spune. Eu mi-am propus, venind la această instituție, la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, să las aceste urme în sensul bun al cuvântului, să fac ceva să se cunoască în județul Vrancea. Să vă pomenească lumea după ce n-ați mai fie... Eu sper să fie, eu sper să fie așa. Eu sper să fie așa și... Mi-am propus să, în primul rând, să aduc bani mai mulți în Vrancea decât s-au adus până acum. Da, se pare promovez. Că s-au adus mulți bani în Vrancea până acum. S-au adus, dar zic eu, nu și pe agricultură atât cât trebuia. S-au adus pe alte domenii, să zicem. Dar eu, în primul rând, îmi propun să promovez investițiile într-o măsură mult mai mare decât până acum. Capitalul străin, dacă se poate, investiții străine, deci, cât și capital autohton, și să fac în așa fel încât aceste investiții să fie repartizate pe teritoriul județului Vrancea în urma unei gândiri, știu eu, un proiect, un plan de management al județului Vrancea, în așa fel încât producția din toate ramurile din agricultură, producția vegetală, zootehnică, viticultură, să poată fi preluată la un preț bun, așa încât și producătorii să lucreze cu drag și să aibă și rentabilitate. Domnule director general, înainte de a trece, de a intra în problemele strict legate de agricultură, de peste multe probleme și ceea ce m-a incitat să vin mai repede la dumneavoastră, să vin astăzi la dumneavoastră, a fost și faptul că mi-a căzut acest program al fermierului în mână, l-am răsfoit și mi s-a părut foarte interesant. Ați avut pe 3 februarie, o să discutăm despre asta, dar vreau întâi pentru că, repet, sunteți prima dată, nu pe postul nostru, la una dintre emisiunile mele și la emisiunea Convorbiri. Vreau să spun așa un scurt istoric al dumneavoastră, vreau să știe lumea exact cine sunteți. Deci sunteți inginer de care? Sunt inginer agronom, sunt absolvent al Institutului Ionenescu de la Bradiaș, Facultatea de Agricultură, promoția 1985. Liceu unde l-ați făcut? Am făcut liceu în Focșani. La sunt care absolvent al liceului numărul 1 din Focșani. Și a fost ultima promoție cu 5 ani, de fapt. Nu mi-a plăcut în fabrică să lucrez în construcții de mașini, că liceul a fost un liceu tehnic de construcții de mașini, deci. Și mi-a plăcut mai mult ramura asta. Sunteți vrâncean dumneavoastră? Sunt vrâncean de loc din Milcov, la 7 km de aici de Focșani. Sunt vrâncean și am lucrat
în agricultură toți anii ăștia, am împletit efectiv activitate dintr-un mediu privat, într-o firmă privată cu activitate din agricultură. Dar până în 89, dumneavoastră, unde ați lucrat? Din 85 până în 89? Deci am lucrat în mai multe, în trei unități. Ultima oară în Iasi Focșani și după ce m-am privatizat, după ce am cumpărat o fermă zootehnică, efectiv mi-am desfășurat activitatea în mediu privat și zic eu că venind aici în direcția agricolă, am avut un avantaj că am știut, față de alții care nu au venit din mediul privat, am știut problemele cu care se confruntă atât mari producători, societățile mari din care își desfășoară activitatea în agricultură, cât și micii producători. Am știut că toți anii ăștia, deci agricultura n-a fost creditată de nicio bancă, asta a fost toți realitatea, n-a fost... Care an vă referim? În anii ăștia de după Revoluție și până în 2005, agricultura nu a fost creditată cu niște credite, deci n-au fost date credite avantajoase pentru producători. Deci băncile, știind că sectorul agricol este nerentabil, știind că s-a practicat mult în anii ăștia o agricultură de subzistență, deci n-au creditat agricultura. Eu zic că a venit vremea schimbării și că programul actual al Ministerului Agriculturii este unul care este unul benefic, care este în avantajul, în primul rând, al producătorilor și mari și mici. Dar și dacă dumneavoastră o să mă întrebați pe parcurs, sigur o să vă răspund. Sunt multe probleme de discutat. Spuneți-mi, stimate domnule director, în sistemul privat, cei care se ocupă cu agricultura, adică cu agricultura, cu ramurile, eu știu ceva, în care anume sistem privat, cu ce v-ați ocupat? Deci am pornit pe zootehnie și cultură mare, după aceea am mers pe, la maxim 2 ani după privatizare, am mers pe sectorul de murărit și panificație, împletit cu zootehnia, adică produsele obținute, parte din ele, deci au fost folosite în zootehnie. Am avut cel mai mult în jur de 1000 de porci în fermă. Da, a fost o perioadă când deci porcul n-a fost rentabil, creșterea porcului nu a fost rentabilă, ne-am oprit. Deci a fost efectiv o perioadă când au venit cantități mari de carne de porc din străinătate. Fapt ce i-a derutat sau știu, i-a dus la pierzanii pe mulți din producători din zootehnie, din cei care se ocupa cu creșterea porcului. Da, acum s-a schimbat modificarea, ca să zic așa mai... Deci pot spune că există altă situație atâta timp cât, cel puțin în 2005, și știu că și în acest an am avut subvenții de la 6.000, cât a fost în 2004, la 12.000 pe kilogramul de porc în viu. Deci o subvenție destul de consistentă. În afară de asta au intervenit niște reguli cerute de piață care au forțat reguli care au forțat producătorii să se orienteze spre alt tip de carcasă de porc. Deci știți că sunt apărute acum cel puțin niște condiții vis-a-vis de carcase, deci de la 1 martie 2006 subvenția se va da numai dacă carcasa se încadrează între anumite parametri. Este vorba de acel strat de grăsime care să fie până la 1,5 cm. Deci sunt niște condiții care sunt stipulate în acte. Cum se fac condițiile astea? Sunt bune sau eu zic că sunt condiții bune, pentru că efectiv prin asta Ministerul efectiv forțează, aș putea spune cu ghilimele de rigoare, producătorul să facă și ameliorare. Ce înseamnă asta, să facă ameliorare? Înseamnă să vină, să promoveze numai, în primul rând, prin materialul genetic cu care se lucrează, prin compartimentul de ameliorare, prin unitatea de ameliorare și reproducție în zootehnie pe care noi o avem aici în direcția agricolă, să vină cu material seminal de mare producție, cu vier de mare producție. Deci
Sunt niște condiții care trebuie să... Pe care le impun cei din Uniunea Europeană? Care sau sunt, care au ajuns și la noi? Pe care și noi trebuie să le impunem, să ajungem la nivelul Uniunii Europene. Băi da, pentru că știm cu toții carnea de porc e foarte bună la gust, dar e destul de nocivă pentru organism. Și dacă nu e crescut porcul așa... Vedeți, s-a crescut totuși, s-au crescut porci într-un mod foarte haotic, am impresia. Deci a fost o perioadă când s-a crescut, știm cu toții, în complexele mari, din diferite motive, complexele mari au dispărut parte din ele, au rămas micii producători, în sfârșit a fost o perioadă mai dificilă pentru creșterea porcului, aș putea spune. Acum noi ne orientăm spre ferme mici, să promovăm deci dezvoltarea fermelor mici, a producătorilor, cum știu eu, care au până într-o mie de porci. La întâlnirea pe care am avut-o la Casa de Cultură, l-am avut prezent și pe domnul Adrian Rădulescu, președintele cooperativei Muntenia, care a venit cu o ofertă de proiecte de ferme tipizate. Dumnealui spune că prin proiect asigură și rentabilitatea acestor ferme. Dumnealor, prin cooperativa Muntenia, pun la dispoziție grăsunii, pot pune la dispoziție și furajele. Deci noi am încercat să-i punem în față în față și pe cei interesați să acceseze programe de finanțare pentru aceste ferme, cât și pe dumnealor, să-și fiecare să-și urmărească interesul în așa fel încât să iasă un lucru bun, un lucru benefic pentru județ. Vedeți că, de exemplu, mai departe acum de Crăciun, când mă întorc puțin la producători și la oamenii care au crescut porci și care n-au mai avut voie să-i vândă în piață, cum erau în anii trecuți, știți că erau mese și nu aveai loc să te învârți, că bun. Foarte mulți dintre cei cărora nu li s-a dat voie să mai își vândă produsele au fost foarte dezamăgiți, foarte supărați, foarte dădeau vina pe stat că i-au fendat, că i-au furat, că... Ce părere aveți despre asta? Da, sunt situații dificile pentru adevăratul producător, aș putea spune. Eu am mai, pe unde am fost prin județ și am mai purtat discuții la diverse întâlniri, am constatat o nemulțumire a micului producător, a celor care au de vânzare 2-3 porci în gospodărie. Nemulțumirea vine de la faptul că marea lor majoritate nu au acces la boxele de carne din piața orașului Focșani, din cauza faptului că aceste boxe sunt închiriate la început de an de diversi comercianți, ce aș putea spune, nu producători. Și propunerea acestor mici producători este de a avea acces și dumnealor la aceste boxe. Bineînțeles, noi înțelegem poziția primăriei care este interesată, primăria orașului Focșani este interesată normal, să scoată bani din, de pe urma acestor boxe. Dar cred că problema se poate rezolva dând prioritate adevăraților producători de carne, de porc, de bovină la vânzare în aceste și după aceea timpul rămas nefolosit să îl folosească acei comercianți care cumpără, un fel de intermediari, efectiv. Sigur. Deci uitați că e o problemă care interesează și mă interesează și pe mine ca om care mă duc și îmi cumpăr carne din piață și de la boxele astea. Deci dumneavoastră spuneți că cei care, de la care cumpăr eu sau dumneavoastră sau cumpărați Vasile, la un preț mai mare. Deci nu mă duc și cumpăr de la producător. Aia nu sunt producători, sunt doar intermediari? Nu sunt întotdeauna producători. În marea majoritate a cazurilor sunt intermediari. Oameni care cumpără de la producători și vând dumnealor. Că ați văzut, scrie acolo o persoană, Florea nu știu cum, da, sau știu eu, da, Popescu și așa mai departe. Da. Cine este cel care vine? Deci numai o singură persoană vine tot anul acolo după ce a mers la o licitație și a închiriat. Deci se face licitație și după aia el se duce și adună. Deci părerea mea este că ar trebui făcută licitația și în piață, domnul, și în piață, director, sigur, și pe piața mare. Deci sunt niște probleme care trebuie să rezolvate în așa fel încât producătorul, adevăratul producător, să aibă acces să-și vândă producția. Totuși, cum atâta timp cât se va mai putea, efectiv, până când normele Uniunii Europene vor fi mai drastice și probabil ne vor interzice și acest lucru. Dar totuși la aceste boxe sunt îndeplinite. Pe mese nu mai putem vinde, e clară treaba. Nu mai putem deci vinde nici la produse, brânzeturi, lapte, chestii din astea, nu. Dar la aceste boxe care sunt organizate, deci cu frig, cu apă, cu tot ce trebuie, se va putea vinde în continuare. Dar dumneavoastră credeți că, aici de fapt o să-mi spuneți, că nu pe mine mă întrebați, întrebați-i pe cei cunoștințe de cauză mai așa,
la toți porcii ăștia, de exemplu, sau chiar la carnea de vită, care este adusă la aceste boxe, credeți că li se fac analizele care trebuie în momentul în care sunt expuse pe piață spre vânzare? Din punctul ăsta de vedere, sunt sigur că se fac toate analizele. Problemă. Nu sunt probleme, pentru că prin Direcția Sanitară Veterinară, prin compartimentul de siguranță a alimentelor, se fac controle destule. Există medici autorizați, medici care sunt angajați și care verifică. Nu sunt probleme. Deci sub aspectul ăsta. Pentru cei care vând în acele boxe, indiferent că sunt proprietari, producători simpli sau cei care comercializează, intermediare de care v-am spus, probleme sub aspectul sănătății animalelor sacrificate nu sunt. Există la noi. Cel puțin la noi în județ n-au fost. N-ar trebui să fie și știu că n-au fost. Domnule director, dumneavoastră aveți și sectorul avicol în grijă, nu? Nu putem spune că l-avem în grijă. Noi am dat subvenții și pe sectorul creșterii păsărilor. Cui le-ați dat subvențiile privatizaților? Marile societăți din Vrancea le știm cu toții, este vorba de Avicola și de... Nu mai dați nume de firmă, vă rog frumos, n-aveți voie. Doar dacă îmi plătiți amenda dumneavoastră. Da, sunt societăți mari care au primit subvenții. Putem spune că anul ăsta... Cei care au crescut societățile din domeniu au mers, să zic eu, în profit. Și cu ajutorul guvernului. Le-a rămas acea subvenție dată de guvern. Dar efectiv, producătorilor, țăranilor, care săracii se chinuie și ei să-și crească câteva păsări în curte și li se dă ceva pentru lucrul ăsta? Da, deci pentru... Accesul la subvenție al producătorului simplu a fost reglementat prin diferite acte normative. Pentru creșterea păsărilor, nu, pentru că n-au vândut decât pe piața liberă și n-a existat nici măcar o evidență ca ce s-a vândut, dar au existat subvenții pentru producția de lapte, de exemplu, au primit subvenții, au avut subvenții date pe ordonanța POG 117, ordonanța de guvern 117, cei 2,5 milioane pe hectar pentru înființarea culturilor din toamna anului 2004 și primăvara anului 2005. Pe viticultură au primit 1,5 milioane de lei pe hectar. Deci au fost subvenții de care au beneficiat. Făcând o comparație cu anii precedenți, în 2004, care știm că a fost an electoral, producătorii vrânceni au primit în jur de 185 de miliarde de lei. În 2005, suma este de 306 miliarde de lei, deci este clar o sumă mult mai mare. Acești bani au ajuns în mare parte în rândul micilor producători. Și în mică parte... Și mică parte la societățile mai mari. Deci mari. S-a stimulat prin programul guvernamental și la inițiativa Ministerului Agriculturii, deci au fost stimulați micii producători, a fost stimulată și stimulează în continuare ferma familială cu caracter comercial, tocmai pentru a întări această pătură de mijloc. Domnule director, ați pomenit despre lapte. Vedeți, totuși, la ora actuală, laptele care este un aliment de bază, pâinea care este aliment de bază, cred că sunt foarte scumpe. În țările absolut civilizate, spunea un neamț, chiar înainte de 89, la noi prețul pâinii și al laptelui n-a crescut de 30 de ani. Adică se are grijă ca orice cetățean să-și poată procura aceste două produse care sunt alimente de bază, nu? De ce se scumpește așa mereu pâinea? Cu 5 bani, cu 5 lei, cu 5 nu știu ce. Laptele 20 ceva de mii de lei punga. Mai e și mai mult. Depinde cine îl vinde. Mai e și mai mult. Nu este groaznic. Un lucru este cert la producător. Deci producătorul încasează până în jur de 1.500-9.000 de lei pe litru de lapte la stas. Așa, da. Dar... Acum, nu vreau eu să intru în curtea cuiva, în ghilimele, să fac nu calcule. Nu discutăm, emisiunea se numește Convorbit. Discutăm sunt, ca oameni care... Prețurile au crescut, să știți... Foarte rău. Au crescut prețurile și pentru, și, cum să vă spun,
În perioada asta, în ultimii 2-3 ani de zile, au urcat prețurile la, să zicem, la pâine, la lapte, prețul la, știu, utilități, la energie electrică, la nu gaze, vorbim, toate astea, deci jale. Prețurile s-au dus în sus, lucrul ăsta a făcut ca și prețul produsului finit să crească. Nu știu cât de justificată este creșterea prețului, să zicem, la lapte, că nu am experiență foarte mult în domeniul ăsta. Vă pot spune la pâine, a fost o perioadă când unitățile de panificație au mers în pierdere și au făcut efectiv perioada aceea când a fost până la 8.000 de lei pe kilogramul de grâu. Și au mers efectiv în pierdere, au făcut protecție socială poate în locul guvernului. Este, acum este, să zicem, altă situație, dar e greu să faci calcule altora. Oricum, prețul și salariile la noi e clar că sunt mult mai mici decât în Uniunea Europeană, dar și... Nu mai vorbim. În sfârșit, prețurile la noi sunt totuși mari în raport cu salariile, cu veniturile pe care le are omul de rând. Și atâta timp cât se fac afaceri cu oameni săraci, e greu să spunem că treburile merg foarte bine. Și să meargă foarte bine. Levurile, știți, dumneavoastră, sunt foarte mici, oamenii au copii, au probleme. Dacă un kil de lapte costă 25.000 de lei sau o pungă de lapte în condițiile în care salariul minim pe economie este de 3 milioane și ceva, vă dați seama că oamenii numai în curând o să dea faliment, o să fie o țară de falimentare, în stilul ăsta nu se poate. Este grav ce se întâmplă la ora actuală cu posibilitatea oamenilor de a duce viața, să știți. Deci, mă refer la majoritatea. Problemele, să știți că mai sunt și din cauza noastră, pot spune, și a producătorilor, noastră, a tuturor, a noastră, a tuturor, da, că da, nu da. Știm să ne organizăm până la urmă mai bine. Uitați ce se întâmplă în viticultură, de exemplu. Acolo foarte mulți producători au fost decapitalizați de faptul că se falsifică puternic în Vrancea. Noi am intervenit, am luat măsuri, am dat săptămâna trecută amenzi de până la 200 de milioane de lei. Avem societăți care sunt în vizorul IGP-ului, vreo 5 societăți din 7 societăți din Vrancea. Deci în condițiile în care se iau măsuri, putem rentabiliza un anumit sector, cum ar fi cel al viticulturii, de exemplu, dacă se iau niște măsuri. Noi am început deja să le luăm, dar trebuie să înțeleagă și producătorii că e nevoie neapărat să se asocieze, să devină mai puternici, să poată negocia cu, devenind într-o asociație, își pot promova altfel interesul și își pot vinde altfel produsul. Pe viticultură avem cel puțin foarte multe de lucruri de făcut. Noi am început de ADR-ul Vrancea, Direcția Agricolă, v-am zis, pe Direcția Falsificării Vinurilor și profit de emisiunea dumneavoastră pentru a le transmite falsificatorilor că nu o să iertăm, o să luăm măsuri drastice în Vrancea, pentru că dacă se va continua în ritmul în care au falsificat dumnealor până acum, plantațiile din Vrancea or să dispară încetul cu încetul. Ne-am luat niște măsuri vis-a-vis de înființarea unei stații antigrindină la Vrancea, pentru că producătorii au pierdut, am luat deja măsuri și vă spun imediat, producătorii au pierdut în Vrancea, producătorii din zona vitivinicolă, deci producătorii de struguri efectiv, viticultorii au pierdut foarte mult și din cauza grindinei la Vrancea, este un polul grindinei, am putea spune. Deci efectiv am demarat un proiect pentru o stație antigrindină la Vrancea, un proiect de numai pentru studii de fezabilitate, pentru proiecte tehnice, studii geo și topo, avem în jur de 13 miliarde, 2 miliarde 850 le-am cheltuit deja anul trecut, la luna decembrie 2005 s-au făcut plățile către Electromecanica ESA Ploiești, singura unitate abilitată de altfel din țară să execute aceste proiecte și acum mai avem aprobat o sumă de 10 miliarde de lei pentru continuare. Deci vom avea de făcut studii de fezabilitate pentru punctele de lansare a rachetelor, număr de 12 pe teritoriul județului Vrancea și 6 în județul Galați. Efectiv, va urma aprobarea proiectului nostru în Consiliul Tehnic și Economic din Ministerul Agriculturii și după aceea vom trece efectiv după ce caietele de sarcini vor fi făcute și vom trece efectiv la organizarea licitațiilor pentru execuție. Vrem să mergem și la Ministerul Integrării Europene să aducem niște fonduri de afară pentru a grăbi
finalizarea acestui proiect, pentru că este vorba de costurile sunt în jur de 170 de miliarde de lei vechi, deci e o sumă destul de mare de bani. Iată un ce putem face, să zicem, pentru ca un sector să fie rentabilizat. Mai sunt multe, multe de făcut în viticultura vânceană. Noi ne-am organizat, am avut o întâlnire la Ateneu, dacă dumneavoastră știți și ați participat, unde am chemat mare parte din viticultorii vânceni, s-a înființat Federația Viticultorul. Dumnealor își propun să aibă reprezentanți în Consiliul pe Produs din cadrul Ministerului Agriculturii pentru a-și promova interesele și efectiv interesul cui? Al micului producător sau al celor asociați. Deci să fac niște pași în direcția asta și eu zic că ne aflăm pe drumul cel bun și avem în continuare pe viticultură lucruri de făcut. Avem de făcut o reconversie a plantațiilor. Efectiv, pe vremea comunismului au fost promovate acele soiuri de vin de masă, de mare productivitate. Acum situația s-a schimbat. No, atunci nu se falsifica. Atunci nu se falsifica. Era altă situație. Acum este nevoie de soiuri de vin, de niște soiuri de calitate care trebuie promovate la export. Iată un motiv pentru ca aceste plantații îmbătrânite să poată fi din mers înlocuite. Domnul Dar pentru asta trebuiesc bani. Trebuiesc bani. Trebuiesc bani. Vedeți? Și tocmai de aia vrem o întâlnire la Vrancea și solicităm, domnul ministru, am solicitat și cu alte ocazii și sigur domnul ministru o să înțeleagă problema viticultorilor vrânceni și suntem siguri că o să fie alături de noi. Vrem o întâlnire pentru a prezenta principalele probleme cu care se confruntă viticultura vrânceană. Eu am văzut foarte multe fii și mi-aduc aminte când eram în primii ani de învățământ, ne duceau cu elevii să culeagă viile, toamna, știți? Și foarte multe, eu mergeam pe undeva pe șoseaua Vrancei. Viile alea pe care le știam nu mai sunt și în locul lor nu mai este nimic. Adică este un câmp gol, necultivat. Ce se întâmplă totuși? Ce s-a întâmplat? Nu este păcat, erau vii bune, vii de în care se scoteau, să spun așa, bani frumoși. Da, au fost efectiv vii care parte din ele au fost date în proprietate unor cetățeni care nu prea au stat pe Vrancea. Și au bătut joc de ele, așa este. Și n-au fost lucrate. A mai fost și altă și situația de care v-am vorbit vis-a-vis de faptul că prin falsificare și prin faptul că vinul s-a vândut la în jur de 13.000 de lei litru, de exemplu, anul trecut, strugurii, fiind vinul 13.000 litru, strugurii au fost 4.000 de lei kilogramul. E clar că acel producător n-a putut fi rentabil și a mers în pierdere. Și tocmai de aia s-a ajuns la situația asta. Deci măsurile pe care trebuie să le luăm noi va trebui să fie drastice și le vom lua, să știți. Deci, domnule director, știu că a fost în zonă la Focșani de curând domnul profesor Radu Rei. Cu care am înțeles că ați avut niște discuții foarte interesante referitoare la dezvoltarea zonei montane. Ne spune și nouă despre ce este vorba. Ce mi-a ajuns și mie la ureche, așa, dar se pare că e un lucru foarte interesant. Eu l-am cunoscut recent pe domnul profesor Radu Rei. Este unul din experții în dezvoltarea zonei montane. Are multe proiecte. Proiectele dumnealui au fost recunoscute și la Uniunea Europeană. Deci noi încercăm pe Vrancea să facem o întâlnire cu producătorii din zona montană și am stabilit ca prima întâlnire să o avem la Soveja. Aoleu, tocmai la Soveja, unde nu se... Cum ajungem până acolo? Că știți foarte bine cum e drumul până la Soveja. O să ajungem până la Soveja. Dar dacă punem niște elicoptere la dispoziție. Eu mă bucur că ne confirmați că până în prezent nu s-a făcut. Ani de zile. În ultimii 4-5 ani de zile acest drum a fost lăsat, poate mai mult. Mai mult, hai să fim A fost cinstiți. Lăsat nereparat și într-adevăr sunt gropi. Noi știm, eu știu cel puțin că în acest an acest drum este prins ca și investiție pe 2006, se va face drumul.
Și va, din câte am înțeles, drumul va traversa dealul Coașa și va merge către Greșu și spre Târgul Secuiesc. Deci va face din nou, se va reface. Face drum, legătura, dar drumul cu... era făcut, domnule director. Știți că se circula de la Lepșa, ajunge la Soveja și era foarte frumos. A fost frumos. Acum, în perioada din vară, cu aceste calamități care au fost distruse niște poduri. Deci în sfârșit, nu se mai poate circula pe acolo. Acolo se circulă foarte greu, foarte prin, greu. Prin râu, dar vă spuneam de întâlnirea cu domnul Radu Rei pentru zona montană. Avem și sperăm să punem în practică niște proiecte aici, în primul rând de înființarea acelor cooperative de care foarte mulți se feresc, sau știu, o să vedem, să le denumim altfel, pentru că acest cuvânt cooperativă pentru mulți, mulți înseamnă un lucru urât, dar vom găsi acea formă de organizare, de asociere și a producătorilor din zona montană, astfel încât satul românesc din zona montană să prospere. Deci noi vrem să facem, ne-am propus ca pe zona montană să facem măcar două abatoare și măcar două unități de procesare a laptelui, să putem prelua cantitățile din producția zootehnică de lapte și de carne, să facem unități pentru procesarea fructelor de pădure, știu ceva, unități ecologice, pentru că produsele ecologice, după cum se exprima și domnul Radu Reine, și dădea câteva exemple de unități din țară producătoare de, știu eu, sucuri ecologice, chestii dintre astea care au mare căutare pe piața externă. Cam asta vrem să facem, dar într-o primă fază... Și asta când vreți să o faceți? Până în 15 martie vrem să organizăm această întâlnire la Soveja. Și această întâlnire, în afară de acest domn profesor Radu Rei, pe cine o să mai invitați acolo? În primul rând vrem să aducem producătorii mai importanți, mai cu, știu eu, cu potență financiară de pe zona de munte, cât și oamenii simpli care ar fi interesați să se asocieze. Vrem neapărat din Ministerul Agriculturii și suntem siguri că o să avem prezență, pentru că domnul ministru Fluturi ține foarte mult, fiind silvicultor, știm că ține foarte mult la dezvoltarea zonei montane. Da. Eu sper să fie o reușită și sunt sigur că investițiile din zona montană vor veni, și pe zona montană vor veni cât de repede. Asta este efectiv, este scopul întâlnirii noastre, de a promova niște investiții, că o fi cu capital autohton sau străin, nu contează. Esențialul este ca să le facem și după aceea în jurul lor să creăm acele asociații cooperative care să negocieze cu acești proprietari, să zicem, de investiții, sau investițiile să se facă direct pe aceste cooperative sau asociații, în așa fel încât cel care își duce, să zicem, laptele acolo, să participe la obținerea profitului pe litru de lapte, vânzând produsul finit, știu eu, untul, brânza topită și așa mai departe. Domnule director, pentru că uitați, timpul trece și mai avem multe de vorbit. Dumneavoastră ați venit în 2005 aici, pe acest post, da? Ar vrea să-mi spuneți și mie, 2005, în mai 2005, mai n-aveți încă un an, mulți înainte. În momentul în care ați venit, spuneți-mi și mie, ce ați găsit de bine aici și ce ați găsit de rău aici? Da? Eu pot spune că n-aș avea motive să-mi critic colegii, colegii mei. Deci n-am găsit niște chestii deosebite, urâte, rele. Deci eu am venit într-un colectiv de oameni, zic eu, pregătiți, să știți, competenți, probleme deosebite nu au fost, dar este loc și de mai bine față de ce am găsit. Și chiar pe zona de munte sunt foarte multe lucruri de făcut, de exemplu, avem probleme, marea majoritate a localităților din zona de munte cu ameliorarea raselor de taurine în special. Sunt localități unde se face încă montă naturală, care este un lucru, știu eu, foarte rău la ora actuală. Este împotriva legii, da, aș putea spune. Deci mai avem multe, multe de făcut în agricultura vrânceană. Deci este loc și de mai bine. De mai bine. Este loc de mai bine. În primul rând, m-am spus, când am venit aici, mi-am propus să aduc bani cât mai mulți în județul Vrancea. Aducând bani, făcând și investiții cât bani? Mai multe. Păi, în primul rând, este acest program fermierul, să știți. Eu mi-am propus
Programul fermierului este clar, e programul Guvernului și programul Ministerului Agriculturii. Nu este o un program al meu. O să filmeze aici, te rog. Nu este programul meu personal, dar vreau să fac tot ce-mi stă în putință pentru ca în Vrancea pe acest program să vină cât mai mulți bani. Și putem face lucrul ăsta. Întâlnirea pe care am avut-o la Casa de Cultură, când efectiv... Ați avut-o pe 3 a 2006, da? Da, o întâlnire efectiv când pentru prima dată cei interesați n-au încăput în sală, spune mult vis-a-vis de acest program fermier. Deci așa vrem bine. Să aducem. Am înțeles că totuși nu va ieși bine acest întâlnire. Mai sunt și gurerele, doamna Lenormanda, care spun că dacă au văzut o sală plină cu oameni care n-au putut să intre efectiv acolo, într-o sală unde s-a prezentat, zicem noi, în condiții destul de explicite, un program de finanțare, faptul că unii oameni cetățeni din sală, să zicem, mai cunoscuți, știu eu, parlamentari, n-au fost invitați în prezidiu, n-au fost invitați pentru că n-au fost văzuți. Îmi pare rău că nu s-au exprimat direct acolo, nu și-au făcut simțită prezența, că poate, știu eu, unii din ei aveau de pierdut. Dacă veneau să vorbească, aveau de pădut și era că ieșeau cam șifonați, pentru că, sigur, erau destui oameni în țară care, pentru ce s-a întâmplat până în anul 2001-2004, din perioada asta, aveau destule lucruri de reproșat. Așa că acum vreți să dați vina pe PSD, nu? Adică ce s-a dat în ziar, nu mai contează în care, acum nu mai dăm nume, sigur, nu avem voie. Deci eu zic că a fost o problemă de rea intenție. Noi am demonstrat că avem intenții bune și vrem să facem ceva benefic pentru agricultura vrânceană. Banii vin prin programul Fermierul și vă spun câteva cuvinte despre acest program și le spun pentru ascultătorii, pentru telespectatorii dumneavoastră care n-au fost prezenți, că nu puteau să fie prezenți toți în sală. Programul Fermierul este un program de cofinanțare a programului SAPART. Este efectiv tot un program SAPART. Numai pentru 1000 de miliarde de lei, programul Fermierul se accesează pentru acele investiții care nu sunt eligibile pe programul SAPART. Dar în rest, diferența de până la 278 de milioane de euro accesate prin programul Fermierul, deci înseamnă de fapt tot un program SAPART. Ce să face efectiv? Deci investitorul beneficiază de un credit pe 10 ani de zile cu dobândă de 5% în lei și fără garanții proprii. Sau sunt niște garanții proprii cu care trebuie să vină doar pentru dobânda aferentă creditului. Deci garanțiile sunt venite de la fondul de garantare a creditului rural și de la fondul de garantare a creditelor. Sunt două fonduri distincte, alimentate dintr-un fond pus la dispoziție de Ministerul Agriculturii. Investițiile sunt garantate 100%, astfel încât accesul la finanțarea pe programul SAPAR să poată fi ușurat. Domnule director, vreau să spuneți. Deci, un exemplu vroiam să dau. Pentru cineva, să zicem, care vrea să facă o investiție de 1 milion de euro pentru o fabrică de lapte pe programul SAPART, primește, deci pe măsura 1-1, 250, pe programul Fermierul, care v-am zis, e în cazul ăsta tot program SAPART, primește 250.000 de euro, credit pe care banca îl dă pe o perioadă de 10 ani, cu 5% dobândă în lei. Acest lucru îl putem demonstra. Deci creditele astea nu s-au dat niciodată de la Revoluție și până în prezent. Un astfel de tip de credit cu o dobândă așa de avantajoasă, fără garanții și pe o perioadă așa de lungă. Deci este ușor pentru oricare de producător să acceseze aceste credite. Noi, prin direcțiile agricole, ne organizăm în așa fel încât pe oameni să nu-i purtăm pe drum, se înființează în cadrul direcțiilor acele birouri Fermierul și Biroul Unic, birouri care îi îndrumă și efectiv care îi ajută să nu se plimbe pe drum după autorizații, acorduri și așa mai departe. Da. Deci toate condițiile sunt îndeplinite ca accesul la finanțare să fie ușor. Domnule director, dar înțeleg de aici că orice om care are o intenție bună să-și deschidă o fermă de asta sau ce spuneți dumneavoastră, o afacere mică, poate să depună un dosar. Dar aici spune, nu
orice dosar depus la SAPART sau la bancă va fi aprobat. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana respectivă ca să-i se aprobe acest dosar? Deci sunt niște condiții de eligibilitate, să numesc ele. În primul rând, deci trebuie să aibă, deci condițiile sunt ca cei care accesează să fie persoane fizice autorizate, societăți comerciale, societăți agricole, deci să fie ingineri, să fie tehnicieni, să aibă până la urmă un simplu atestat pe care îl putem da noi de aici din direcția agricolă, să aibă o exploatație între 10. Atestatul dăm pe baza unor cursuri care sunt făcute la noi, deci cursuri de scurtă durată, deci nu este o chestie așa de dificilă. Deci cei 278 de milioane de euro pe care Ministerul Agriculturii îi dă pentru cofinanțarea programului SAPAR prin programul fermierul, după părerea noastră, sunt ușor de accesat. Știm că au mai rămas în vară, știu că prin prezența celor de la unei caravane SAPAR, nu știu dacă știți, a fost în Vrancea SAPAR de care efectiv a popularizat programul SAPAR și la ora aceea, prin luna august, deci mai erau de folosit încă 600 de milioane de euro pe programul SAPAR, bani nefolosiți. Deci Ministerul a ajuns asta cu banii nefolosiți. Păi tocmai de-aia banii au fost nefolosiți, pentru că pentru acei 50% pe care investitorul trebuia să-i pună din buzunar, așa, Ministerul a ajuns la concluzia că nimeni nu i-are. Și atunci Ministerul a venit cu acest program fermierul și a facilitat accesul la un credit avantajos în așa fel încât să deblocăm programul de finanțare SAPAR. SAPAR. Da. Vedeți că sunt lucruri pe care oamenii nu le știu și sau de exemplu au avut aia la, nu știu ce, la agricultură, de exemplu, nu știu câte mii de miliarde și nu le-au cheltuit. Ce au făcut cu banii? Sau de ce nu s-au cheltuit? Ați explicat în mare parte despre ce este vorba, pentru că oamenii trebuie să cunoască lucrurile astea, să știți. Da, este... Da, spuneți. Noi o să facem contract și cu publicațiile locale, mass media și cu televiziunile pentru a populariza acest program. Deocamdată programul fermierul este accesat doar prin Banca Comercială Română. Este singura bancă care până în prezent a participat la licitația care a fost făcută de Ministerul Agriculturii. Efectiv, zicem noi, deja avem vreo 4 proiecte finalizate, mai sunt vreo 4 în lucru, avem vreo 200 și vreo 20 de cereri la ora asta. Aveți pentru deja proiecte. Avem solicitări pentru, deci, pentru cel puțin 4 unități de procesare a cărnii, abatoare și deci, pentru carne și produse din carne. Avem vreo 4... Deci sigur se vor face vreo 4 mari unități de procesare a laptelui. Am prezentat acolo la întâlnirea de la Casa de Cultură o societate cu capital mixt care vrea să facă o mare fabrică de procesare a legumelor în jur de 20.000 de tone anual. Iată deci niște investiții care se fac cu ajutorul programului fermierul și care vor avantaja pe adevăratul, pe micul producător efectiv, păi care da, va avea unde să-și ducă păi producția. Da, dumneavoastră care veniți în mediul privat, cred că sunteți foarte în măsură să dați și sfaturi și să vedem că ați trecut prin niște etape și știți cum să face privatizarea, nu? Este foarte important ca lucrurile astea să le discut cu cineva care e în cunoștință de cauză. Uite, văd aici criterii de evaluare și selecția beneficiarilor programului fermierul. Să dețină teren agricol în nume propriu, zis să, între, aibă, să aibă o fermă între 10 și 70 cazier, de hectare, să nu aibă cazier, deci să fie o persoană deci autorizată, persoană fizică autorizată sau societate cu un cazier curat, să nu fi falimentat vreo întreprindere, deci sunt niște condiții care se pun. Și să nu reprezinte interesele unui anumit grup sau al unei anumite clientele politice. Asta cum poți să o dovedești? Corect. Asta cum poți să o dovedești? Păi noi am dovedit deja lucrul ăsta la Vrancea prin faptul că n-am fost acuzați că în acea sală am adus numai anumite partide. Deci noi am făcut anunțul pentru prezența la Casa de Cultură prin inginerii noștri din teritoriu, prin angajații noștri de la camerele agricole.
atât ai noștri cât și pe cei de la Oficiul Județean de Consultanță Agricolă, deci oameni care au diferite orientări politice. Sunt angajații noștri cu dreptul lor fiecare de a avea o anumită opțiune politică. Deci noi i-am adus la Casa de Cultură pe viitori investitori, potențiale investitori, prin oamenii noștri. Deci am demonstrat deja că aici nu este vorba de o anumită clientelă politică. Am adus acolo pe toată lumea, pe toți cei interesați. Până la urmă, interesul este al nostru, al comunității vrâncenilor, de a face cât mai multe proiecte, pentru că așa rezolvăm și o problemă socială. Oamenii au unde să-și vândă producția. Ați văzut ce înseamnă să n-avem unități multe și mari pe teritoriul județului Vrancea, sau dacă n-are cine să preia producția de porumb. Au oamenii producători leșile pline de porumb. Greu a rămas pe stoc. De ce? Nu sunt... Deci n-au fost... Anul ăsta, să zicem, a fost o situație și mai dificilă la grâu vis-a-vis de calitatea lui. Calitatea grâului, dar oricum... Și inundațiile au contribuit. Și inundațiile au contribuit, sigur, la cele ploi care au fost și, sigur, în sfârșit, au fost mai multe probleme, dar, factori care au influențat calitatea. Dar, vă spun, trebuie... Ministerul Agriculturii încearcă și, sigur, din ce știu eu, va veni cu un preț de intervenție pe piață pentru a regla piața și aici, la aceste două produse, în așa fel încât să devină și cultura grâului rentabilă și poate și cultura porumbului. În mod categoric, vedeți, dacă deci, nu se implică... Dar oricum, aceste investiții care le vom face pe teritoriul județului Vrancea vor rezolva și cu prețul de intervenții cu care va veni guvernul, toate astea vor rezolva problemele producătorului vis-a-vis de plasarea producției fiecăruia în funcție de domeniul unde își desfășoară activitatea. Dar vedeți că asta este o problemă de moment ce este trecut aici, că lumea așa percepe. E, dacă nu sunt în partidul cu tare sau în partidul cu tare, nu pot să fie, fac nimic. Și clar că există oameni capabili pe un anumit domeniu și care nu au nici măcar curajul să îndrăznească să propună să facă un asemenea proiect, pentru că eu nu sunt ocupat cu politica și a trebuit scos în cap oamenilor lucrul ăsta, dacă se poate. Dacă toți sunteți prezenți aici la noi, la Direcția Agricolă, chiar fac un apel și la cei care vin cu... Chiar fac un apel la cei care sunt din alte parte, nu din partide aflate la guvernare. Pot veni cu carnetul în mână și le demonstrăm că îi ajutăm, prin ceea ce o facem în continuare, ajutăm să promoveze aceste proiecte. Deci cu carnetul în mână, dacă or veni, este opțiunea lor, este problema dumnealor, fiecare face politica pe care o gândește, sigur, că este mai corectă și știu eu la care are dreptul. Păi, vedeți, fiecare are dreptul la opinie. Deci deci o să demonstrăm lucrul ăsta dacă o să fim, bineînțeles, verificați pe tema asta. Dar vedeți că vin și vă filmez în timp ce vin ăia cu carnetele de partid. Vă așteptăm, noi vă așteptăm. Și vă dau pe post dacă nu e așa. Nu vedeți ce eu glumesc acum, dar vedeți că este prea multă bălăgăreală pe teme politice în țara asta, lucru care nu ne face bine, adică nu face bine nici mie, nici dumneavoastră, nici lui Vasile și nimănui din țara asta, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, uitați, mai avem câteva minute din emisiunea asta, că munții țării aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, în loc să punem umărul cu toții, să facem ceea ce ne dorim să facem, noi stăm și ne apucăm de culele și ne scuturăm așa. Sunt multe lucruri, cei drept, sigur, care se întâmplă, sunt multe lucruri, dar noi ne-am propus la Direcția Agricolă, cum am spus la începutul emisiunii, să lăsăm niște urme în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, să lăsăm niște urme bune, să demonstrăm că facem ceva. Nu suntem bătuți în cuie pe scaunele astea, dar vrem să demonstrăm că facem ceva. Și o să demonstrăm până la capăt. Eu vă doresc să vă ajute Dumnezeu să rezolvați, să faceți ceea ce vă propuneți și vă dau o idee. Mi se pare foarte interesant acest program, fermierul, de ce nu-l multiplicați și eventual să poată să aibă acces la el oricine, pentru că aici sunt explicate foarte la obiect o mulțime de probleme. Am avut 530 de mape, doamna Lenormanda, la această întâlnire și n-au ajuns. Deci 530 de mape s-au dat în sală. Tocmai de aia faceți mai multe. Și o să facem mai multe și o să le dăm în teritoriu. Sunt foarte multe lucruri de făcut în Franța, să știți. Adică ar trebui să mai avem încă o emisiune să le discutăm pe toate. Uitați, avem un program pe zona inundată. Știți că știm cu toții că am fost loviți în 10 localități, crunt de tot. Am început un program de reabilitare a izlazurilor comunale, deci vreau să vă spun că acei pași și acele urme încep să apară, de care vă spuneam. Deci am prins cele 10 izlazuri comunale din zonele din principalele localități inundate, le-am prins într-un program de refacere, deci perimetrele de ameliorare din fiecare localitate, sunt făcute fișele perimetrelor de ameliorare, și în 5 localități avem deja lista aprobată de minister, deci
Se fac acum studii de fezabilitate și se va trece la execuție, la reabilitarea acestor izlazuri. Îmi face Vasile semn că s-a terminat emisiunea. Îmi pare foarte rău, chiar că nu știu când a trecut, că aveam foarte multe de vorbit, dar sper că o să mai oferi și mie și telespectatorilor prilejul în curând, nu peste un an de zile, în curând, să mai discutăm și alte probleme care probabil că noi sunt. Noi vă așteptăm, sunt multe probleme de discutat, să știți, intențiile noastre sunt multe și sperăm, zicem noi că bune. Vă mai așteptăm și mulțumim telespectatorilor dumneavoastră pentru faptul că ne-au ascultat și îi invit să vină pe cei interesați la Direcția Agricolă, în special pentru acest program Fermierul, care, zicem noi, este unul dintre cele mai complete programe oferit de vreun minister al agriculturii de la Revoluție și până în prezent. Eu vă mulțumesc și, stimați telespectatori, cei care n-ați reușit să vedeți această emisiune toată în această seară, o puteți urmări în reluare duminică la orele 20. Vă mulțumim, la revedere!